Oglindă, oglinjoară, cine este mai de dreapta din țară? PDL, fără stănișoară. Astfel și-a început Traian Ungureanu discursul în fața membrilor delegați din mehedința ai Partidului Democrat Liberal. Cea mai dură reacție a avut-o însă Vasile Blaga, care l-a descris pe stănișoară ca fiind un oportunist, lipsit de bun simț. E vorba de un oportunism pur sânge, nu ideile liberale l-au mânat pe domnia sa acolo, pentru că din partea acestui partid a avut tot ce și-a dorit. A fost consilier prezidențial, deci cu rang de ministru, a fost ministru al apărării, președinte al comisiilor pe care a dorit să le conducă, a fost de asemenea liderul deputaților de acum 4 săptămâni, iar acum 3 săptămâni la buget l-ați văzut cu ce mânie ataca PNL-ul și PSD-ul, deci USL-ul. Oportunism, să fie de bine, noi nu-l vom mai primi niciodată în partid. Asta e clar ca bună ziua. M-a surprins inclusiv, și acum o spun, lipsa dumneavoastră sale de bun simț. Putea să dea un telefon măcar. Mihai Stănișoara a fost numit chiar trădător de către foștii colegi de partid pentru că și-a părăsit partidul la greu. Colegii care pleacă sunt colegi care pleacă. Asta este, asta e omul, îl vedeți dumneavoastră, îl văd mehedințenii, îl analizează mehedințenii, motive, că era rău, că era bun, că a plecat din principii, construiește dreapta, stânga, toți își caută asemenea motive. Din punctul meu de vedere, fără să se supere, Mihai mi-a fost coleg, a fost prim vicepreședinte ca și mine. Tot trădare se numește. Oricum ai îmbrăca-o și oricum ai denumi-o. Asta e viața. A trădat. O dezamăgire care reprezintă însă trecutul. Astfel îl cataloguează președintele interimar al PDL Mehedinți, senatorul Marius Bălu, pe fostul său șef de partid, Mihai Stănișoară. Aș vrea să-l citez pe fostul domn președinte Stănișoară, cum pentru dumnealui PDL reprezintă trecutul și pentru noi domnia se reprezintă trecutul. Vasile Blaga s-a aflat la drobeta Turnul Severin alături de Gheorghe Flutur, Raluca Turcan, Marian Jean Marinescu, Cezar Preda și Traian Ungureanu pentru a-și prezenta moțiunea cu care va candida la șefia partidului.